Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puh! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s Astăzi, la ora de cripto, Bitcoin este la all time high, este la 66800 de dolari în momentul de față și am mers chiar până la 67000 de dolari. Am spart all time high-ul precedent din 15 aprilie de aproape 65000 de dolari și am trecut de zona asta ca prin brânză în momentul de față și este un moment de bucurie pentru toți uh, care suntem în cripto, care avem bitcoin și care uh, facem parte din această industrie cripto, deoarece intrăm într-o nouă eră în care bitcoin uh, merge într-un discovery mod în care poate să meargă și uh, mult mai sus de aici și este un moment de bucurie uh, cu atât mai mult pentru cei care suntem aici deoarece prin zona asta uh, în aceste două luni foarte grele în care bitcoin doar a scăzut și a fost constant acolo între 30 și 40 de mii de dolari în care toată lumea spunea că Bitcoin o să meargă în jos, că China banează Bitcoin și toate lucrurile rele. Vă spunea că urmează un bull market după acest mini bear market, această mini corecție. Și vă spunea că nu cred că aici se va termina acest bull market. Și iată ne la un all time high de aproape 67.000 de, de dolari. Și haideți să mergem puțin mai în spate și vă spuneam prin zona asta am văzut doar știrele că China banează Bitcoin, că Tesla nu mai acceptă Bitcoin ca metodă de plată, doar știri rele, da? Și prin zona asta deja am văzut doar știri bune. Primul ETF aprobat pe Bitcoin, El Salvador adoptă Bitcoin, doar știri bune prin zona asta și tot timpul trebuie să țineți cont de analiză tehnică, dar și de știrile care sunt în lume. Când sunt știri bune, prețul urcă și pe fondul ăsta se creează hype-ul. Aici, pe știrile rele, toată lumea a vândut în panică și parcă pe niște grafice on-chain, am văzut că foarte mulți din începători au vândut prin zona asta. Și unde putem merge acum după ce am depășit all-time high de 65.000 de dolari? Să mergem prin pe 4 ore și pe 4 ore arătăm foarte bine volumul, pe 4 ore este imens prin această candelă de volum. Am trecut cu volum, cel mai important all time high care mi se pare foarte important, că am trecut cu volum peste all time high. Și ce ne putem aștepta pe Bitcoin în momentul de față? Pe Bitcoin în momentul de față suntem la 75 pe RSI, suntem în zona de overbought, da? Deci mare atenție, de aici s-ar putea să vină o corecție. Dar atâta timp cât stăm pe 4 ore peste EMA, Ribbon este bullish pe, pentru Bitcoin. Când o să închide Bitcoin sub EMA Ribbon pe 4 ore, atunci ar putea să vină o corecție. Adică undeva pe la 5,9-60 de de dolari. Dar totul arată foarte bine în momentul de față. Să mergem și pe daily și la fel, și pe daily suntem în zona de overbought, suntem sus pe RSI. Ultima dată când am fost atât de sus pe RSI în zona de 79-80 a fost pe aici, prin februarie anul acesta. Când Bitcoin era prin jur valorii de 5 8000 de de dolari, iar mai apoi a avut o corecție până pe EMA Ribbon, până în zona de 43 de mii de dolari. Dar nu știu dacă este relevată, relevantă această chestie pe RSI. Dar mare atenție, suntem încă în zona foarte sus pe RSI. Și vă spuneam, tot timpul trebuie să luăm profit. Când merge piața în sus, deoarece piața o să meargă și în jos. Dar să vedem care este următoarea rezistență pe Bitcoin. Iar următoarea rezistență pe Bitcoin, dacă punem un Fibonacci de la cel mai înalt nivel, care a fost vârful trecut de la 65.000 de dolari, până la cel mai scăzut prag, care a fost în 22 iunie, la 28.700 de dolari. Și vedem că următoarea rezistență este undeva la 87.000 de dolari. Nu vă gândiți că mergem instant, mâine, pai mâine acolo, cu toate că ar fi foarte fain să mergem direct la 87.000 de dolari. Până acolo putem merge și puțin mai sus să ne corectăm, iar mai apoi să mergem și mai sus. Dar mă aștept ca piața să fie foarte bullish, cel puțin până în decembrie. Și mare întrebare este când va urca când vor urca altcoinurile. Și pentru asta trebuie să privim ETH. Și mergem pe ETH. Și pe Ethereum vă spuneam pe daily de această rezistență cu galben. Și vă spuneam atunci când o să închidă pe daily peste această rezistență, Ethereum va decola. Și în momentul de față, deoarece a urcat și Bitcoin și Ethereum este peste această rezistență cu această candelă. Și Ethereum este la 4050 de dolari. Și Uh, și în acest bull market, până la începutul acestui bull market, după ce Bitcoin a depășit 20.000 de dolari, Ethereum a stat puțin în urmă, a avut un pic de lag, până a depășit și Ethereum all time high-ul precedent de 1.400 de dolari. Și asta se întâmplă și acum. Bitcoin sparge all time high-ul și sunt încrezător că și Ethereum va depăși all time high-ul în următoarele zile, poate o săptămână maxim, că va depăși all time high-ul de 4.500 de dolari. Astea sunt ciclurile pieței. Urcă Bitcoin, după aia urcă Ethereum și altcoinurile mari, top 10, iar mai apoi urcă toate altcoinurile și ne aflăm într-un altcoin season. Dar în momentul de față Bitcoin își face de cap și după ce Bitcoin o să-și facă un pic de cap aici, până la 70.000 de dolari. Și după ce o să stagneze și poate o să se și corecteze puțin și o să stea acolo între 65-70-75 de de dolari, altcoinurile să urce și implicit Ethereum prima dată, iar mai apoi uh, celelalte altcoinuri. Și pe Ethereum, uh, mai repet dată, că mă aștept să depășim all precedent și după ce depășim uh, 4400 de dolari, să vedem care este următoarea rezistență pentru Ethereum. Dacă punem Fibonacci Extension, vedem că următoarea rezistență pe Ethereum este undeva la 6.000 de dolari. Este un target care ar putea uh, atins pe Ethereum până la finalul acestui an. 6.000 de dolari mi se pare o cifră foarte realistă, uh, nu 20-30.000 de dolari, cum spuneam, 6-7.000 mi se pare un target realist pe Ethereum uh, până la finalul acestui an. Și dacă mergem și pe ETH și în funcție de Bitcoin... Ethereum o să urce foarte puternic când o să închidă peste EM ribbon pe candela de zi în funcție de Bitcoin. Atunci o să decoleze puternic ETH și orice altcoin. Și momentul de față încă este sub EM ribbon. dar când o să meargă peste o să urce foarte mult. Să mergem și pe Erron. Și Elrond încă este într-o acumulare de preț. Nu prea se mișcă foarte mult, dar atâta timp cât este sub uh, 0,69 pe Fibonacci este bearish, sub 253 de dolari este bearish, dar odată ce spargem 253 de dolari, Elrond poate să meargă foarte repede spre 300 de dolari și sunt crezător că o să meargă peste și peste 350 de dolari. Mă cunoașteți că nu zic lucrurile astea doar să fac hype, doar să fac vizualizări. Eu spun ce cred și asta am spus și pe Bitcoin. Când eram prin zona de uh, aproape de Fibonacci, de 0,618 și dacă mergem puțin în trecut, vă spunea și când eram în zona asta, că după ce trecem de 0,618 pe Fibonacci, prima dată nu a reușit aici la 52.000 de, de dolari, nu a reușit, ne-am corectat. Iar mai apoi am repetat același lucru, ne-am dus uh, peste și am spart 0.61 pe Fibonacci la 5152.000 de mii de dolari. Asta s-ar putea întâmpla și cu Eron. Odată ce spargem uh, 253 de dolari cu volum destul de mare, putem să mergem spre 300 de dolari pe Eron, iar mai apoi spre 382 de dolari. Și după ce depășim 382 de dolari, următorul target este undeva la 514. Uh, Targeturile astea două ar fi foarte uh, de atins pe ErON până la finalul acestui an. 380 și 500 de dolari. Mi se par niște targete foarte realistice pentru Elon până la sfârșitul acestui an. Și la fel și pe Elon Eagle, în funcție de Bitcoin. Încă suntem sub IMI ribbon pe candela de zi. La fel și Elon o să urce foarte mult după ce trece în funcție de Bitcoin pe candela de zi peste Emeriban. ribbon. să mergem și pe Solana, deoarece Solana a început să urce puțin să se dezmorțească puțin și pe Solana, cel mai important prag este la 178 de dolari, este 0.618 pe Fibonacci. Și v-am explicat și înainte cum a urcat Bitcoin după ce a depășit 0.618 pe Fibonacci pe daily, un time frame destul de mare. Și la fel, și Solana după 178 de dolari poate să meargă până la all time high de 216 și mai sus de aici, dacă va depăși 0.618 pe Fibonacci cu volum destul de mare. Și dacă punem-o Fibonacci, vedem că după ce depășim ultima high -ul de 216 dolari, următoarea rezistență este la 207,7 de dolari. Și după ce depășim 207,7, 378 de dolari ar fi un target de atins pe Solana. Și la fel și pe Solana, primul target este de atins până la finalul acestui an, al doilea nu știu, rămâne de văzut. Dar undeva printre aceste două targete văd Solana la sfârșitul acestui an și altcoinurile o să urce după ce dominanța o să înceapă să scadă. Și vă spuneam pe dominanță de acest prag foarte important. Zona asta verde și ne apropiem de zona asta verde și să sperăm că de aici dominanța o să înceapă să meargă în jos și vom primi un reject. Și dacă și Bitcoin urcă și această dominanță va merge în jos Va începe din nou un alt season și cred eu că va începe în următoarele zile, poate săptămâni, dar o să fie. Trebuie doar să avem răbdare și să acumulăm proiectele în care noi credem și în care credem că o să urce destul de mult. Și dacă ești începător și vrei să afli mai multe despre trading, despre analiză tehnică, îți recomand cursurile de pe ora de cripto.ro. Până la 65.000 de dolari, aceste cursuri au fost la 50% reducere, dar și în momentul de față încă sunt destul de mult reduse. Și le puteți achiziționa cu cardul direct de pe site ora de cripto.ro și vă rămân aici. Sunt în limba română și sunt de tip video. Atât a fost pentru astăzi, sper că au fost de folos această analiză și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare comment și pentru fiecare gând bun pe care mi-l dați. Pe data viitoare!